Preamărit să fie în numele Domnului. Amin. Preamărit să fie în numele Domnului. Amin. Preamărit să fie în numele Domnului. Amin. Așa. Vreau să aud mai bine ca să vă aud și eu mai bine. Domnul să vă binecuvânteze, dragii mei. Deschidem Sfânta Scriptură cu toți împreună și ne dăjdeți că ați venit împreună cu ea. Noi la studiu biblic mai facem așa câte un exercițiu ca să asigurăm că învățăm din Biblie. Fiecare să ridice Biblia sus și vreau să vedem, și care va căuta prin bancă, repede să găsească Biblia acolo ascunsă, ridica și el, mă, a voastră, nu aia din bancă. Pentru că atunci când venim la biserică, vrem să învățăm din Cuvânt și mai bine învățăm când urmărim și noi împreună, ca să vedem că nu spunem predicatorul ce are el Chiev, ci să spunem ce scrie în Biblie, că așa zice Biblia. Cine vorbește să vorbească, cuvintele lui Dumnezeu, Doamne ajută. Cartea Judecătorii, capitolul 2. Pagina în scriptură 262, Judecător, capitolul 2, din la versetul 6 până la versetul 13. Judecător 2, versetul 6, începând. Iosua a dat drumul poporului și copiii lui Israel au plecat fiecare în moștenirea lui, ca să ia țara în stăpânire. Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile mari pe care le fuse, făcuse Domnul pentru Israel. Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de 110 ani. l a îngropat în ținutul pe care l-avea de moștinire la Tinat Herez, în muntele lui Efraim, la mează noapte de muntele Gași. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse el pentru Israel. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor. Au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor, care îi scosese din țara Egiptului și au mers după alți Dumnezei, dintre Dumnezeii popoarelor care îi înconjurau. S-au închinat înaintea lor și au mâniat pe Domnul. Au părăsit pe Domnul și au slujit lui Baal și a starteilor. Amin. Amin! Vă mi cu respect să reocupați locurile. Dragii mei, doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Așa cum se spunea mai devreme, nu ca să vă periem prea mult, dar ca să vă încurajăm, sunteți minunați. Și sunteți minunați, nu că ați fi voi bine aranjați, ci minunați sunteți că Dumnezeu a pus în voi ceva inestimabil. Cineva spunea foarte frumos să presupunem că eu vreau să vând o cutie și ca să fac un business, fac o cutiuță mică din carton și o pun de vânzare, să spunem în termenii noștri, hai din termenii voștri, un euro, facem o cutie. A, ca să pot să o vând un pic mai scump, îi pun și o fundiță. Și atunci, una care e numai goală e un euro, aia cu fundiță e 5 euro, care fundiță. Dar să spunem că într-o cutie pun un diamant în valoare de 1 milion de euro. Vreau să vă întreb atunci când se vinde acea cutie cu diamantul, oare care este costul? 1 un milion un euro, 1 un milion 5 euro care și fundiță sau nici nu mai știm de un dolar și un, un euro și cinci euro, că acel diamant valorează cu mult mai presus decât cutia aceea. Așa suntem și noi. Suntem niște vase de lut în care Dumnezeu a pus o comoară inestimabilă. S-a coborât Duhul Sfânt în inimile noastre, ne-a umplut de har, ne-a schimbat și Dumnezeu vrea să locuiască în templul trupului nostru. Ceea ce ne dă nouă valoare nu suntem noi că suntem frumoși aranjați, ei că Dumnezeu este bun mărit să fie în numele Domnului. Și m-am bucurat frumos de cântările care le-ați cântat și de momentele de părtășie care le-am avut în această dimineață. M-am bucurat de fratele care ne-a condus foarte frumos, a zice eu cu adevărat în închinare. Pentru că vedeți, în era asta modernă, noi am schimbat mult ceea ce înseamnă închinarea, ne bucurăm că avem grupe care vin în față și cântă și nu spunem că n-au făcut un good job, cum zicem noi, ați cântat frumos, dar prea des ne descărcăm responsabilitatea pe alții. Lasă să ne citească alții din Biblie, lasă să ne cânte alții în biserică și noi stăm liniștiți. Adevărat, că vreți, cântare de laudă estic în toată biserica cântă spre slava lui Dumnezeu și m-am bucurat să văd cum ați cântat frumos atât tinerele cât și tinerii și cu toți împreună și cu cei mai în vârstă l-am lăudat pe Dumnezeu că vretnic este Domnul de laudă și de glorie. La un moment dat o grupă de tineri au venit la fratele Liviu Jeniuc, un proroc bun al lui Dumnezeu și au venit înspre seară la el vrând să facă o rugăciune fratele Liviu, ca să-i primească, a mutat copiii în altă cameră, a făcut loc și au venit la rugăciune. Și zice el, hai acum, cântați o cântare și după aceea ne punem să ne rugăm. Dar ei nu erau chiar pregătiți de rugăciune, mai mult au mai glumit între ei, au început să cânte o cântare, s-au încurcat, au început să râdă, au, început, au încerca încercat să o ia din nou, iar au început să râdă, nu, se încurcau în cântare și fratele Liviu așa un pic s-o deranja tare. Și zicea el în sinea lui, mă, îi mustru. Păi da, eu am smutat și copii, am sculat și familia ca să-i primesc pe rugăciune și nici măcar să cânt o cântare nu sunt star, eu vreau să-i mustru. Și deodată, zicea el, a venit Duhul Sfânt și mi-a șoptit la ureche, să nu cumva să le spui un cuvânt aspru. Îi vezi? Între ei se află proroci, se află păstori care vreau să -i ridic în vremea care stă în față. Zicea el așa, m-am liniștit, hai copii, hai să cântăm. Am luat eu harpa și am cântat o cântare cu toți împreună, ne-am pus la rugăciune, Duhul Sfânt a lucrat și Dumnezeu vrea să ne crească pentru împărăția sa. Mie nu-mi place expresia tinerii sunt biserica de mâine. Tinerii sunt biserica, dragii mei, nu sunt biserica de mâine. Sigur, vorbind în contextul generațiilor, cei care astăzi sunt copii și tineri, în vremea care stă în față, în următorii 10 ani, 20 de ani, vor fi ei înșiși, părinți, ulterior bunici, care vor fi aici în adunare. Dar tinerii sunt parte din biserică. Să nu care cumva să creiem conceptul că este biserica și noi suntem așa o grupare alăturată bisericii. Și în timp, Vom deveni și noi Biserica. Noi suntem Biserica lui Isus Hristos. Atât copii, cât tineri, cât bătrâni, toți împreună, compunem același trup sfânt al Domnului Hristos, Biserica Sa. Și de aceea noi suntem chemați să trăim în perspectiva acestei chemări deosebite. Da. Între voi se află păstorii din ziua de mâine, prorocii din ziua de mâine, misionarii din ziua de mâine, sigur în sensul că urmează ani care stau în față. Dar voi sunteți deja în atenția lui Dumnezeu. Nu sunteți biserica de mâine, voi sunteți biserica de azi. Și de aceea vă iubim. De aceea dorim din toată inima să slujim împreună cu voi Domnului. Și de aceea mă bucur să văd că Biserica Filadelfia s-a gândit în perspectivă să adreseze nevoia tinerilor din locul acesta, din Paris. Ei, dragii mei, vreau să vă spun că tinerii sunt mult pe inima mea. Am slujit împreună cu tinerii câțiva ani de zile până am preluat pastorația principală în urma trecerii din viața fratelui Cornel Bărsan și am o inimă aparte pentru tineri. Cum am să zicea, pentru că văd că Dumnezeu din ei are să scoată slujitori pentru vremea care stă în față și sunt cei care trebuie să continue să ducă mai departe harul care Dumnezeu are pentru noi. Dar observați, dragii mei, că am citit un text în această dimineață care se leagă de a doua parte a discuției noastre. Aseară am început să vedem că Dumnezeu vrea să lucrăm în unitate. De altfel, tema noastră este bătălia pentru unitate. Și subtitlul care dumneavoastră l-a spus era cum putem păstra pacea și armonia între toate generațiile. Dorința noastră, ca și biserică, e ca tot să luptăm împreună pentru Dumnezeu. Și atunci suntem chemați să lucrăm lucrăm în perspectiva acestei unități. Aseară am văzut că avem nevoie de toți, și de cei în vârstă, și de cei tineri. Cei în vârstă să nu desconsidere pe cei tineri și cei tineri să nu bagiocorească pe cei în vârstă, ci toți în legăturile noastre, împodobiți cu smerenie, să luptăm înaintea lui Dumnezeu ca să primim har, să creștem în putere, să fim tot mai tari și să ajungem acolo unde Dumnezeu vrea. Știți care este riscul cel mai mare, în schimb, dragii mei? Este că în, de, în perioada trecerii vremii să uităm cine este Dumnezeu. De aceea, în această, sea, în această dimineață, în a doua sesiune, vom vorbi despre a nu muta hotarul pus, să nu schimbăm hotarul, limitele care s-au pus. Pentru că nouă ne place foarte mult să actualizăm cuvântul relevanță a fost abuzat, cred că mai mult ca orice alt cuvânt. Toți vrem să fim relevanți. Ce înseamnă asta nimeni nu știe, dar toți vrem să fim relevanți. Și de aceea observăm tipare care de care mai chicioase vin băieții sau fetele cu pantalon franjurat și tăiați, că te gândești și milă de unii. Mă gândesc, oare n-au bani să-și cumpere haine decât trebuie să poarte haine uzate, care sunt rupte. La un moment dat a venit un băiat din America înapoi în România și era cu niște blugi mai rupți, mai cum era la modă. Și când ajunge în România, îi spune bunica, auz îi zic la un frate, oare n-ar să niște bani să cumpere niște haine, că mi-e milă de tine, chiar să n-ai bani să-ți cumpere niște haine bune, numai haine rupte ai acasă. Ei, mei, observați că nouă ne place să fim relevanți, să fim trendy, să fim în cultură, ca nu cumva să râdă cineva de noi. E această dorință de actualizare continuă, asta ne duce într-o stare în care căutăm să mutăm anumite hotare. Riscul cel mai mare, vom vedea, e că le riscăm să-l supărăm tocmai pe Dumnezeu. Asta nu înseamnă că există, cum vreți dumneavoastră, o formă legalistă, ca acea, ne întoarcem noi. Și în vremea de astăzi este o mare frământare și o luptă între ceea ce înseamnă sfințirea și perspectiva asta care unii o numesc numai legalism. În momentul când vorbim despre sfințire care Dumnezeu o cere, unii se sperie strigă legalist, legalist. Nu, asta nu e pentru noi. Dar, dragii mei, să facem o distinție între legea usterei care oamenii le impun și între sfințirea care Dumnezeu o cere. Ei, riscul este că în decurgerea timpului, prin dorința de actualizare, să ajungem la o stare în care ne depărtăm și nu mai cunoaștem pe Dumnezeu. În 1 Corinteni, în capitolul 15, Apostolul Pavel spunea în versetul 33 Nu vă înșelați, tovărășiile le strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire, cum se cuvine, și nu păcătuiți. Că sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu spre rușinea voastră, o spun. Dacă v-aș întreba în ziua de astăzi, îmi spuneți, îl cunoașteți pe Dumnezeu? Cred că cei mai mulți, dacă nu toți mi să spun de da, îl cunoaștem. Și v-aș întreba cine este Dumnezeu. Și atunci începeți să-mi spuneți. Păi Dumnezeu este atot știitor. Dumnezeu este atot prezent. Dumnezeu este atot puternic. Măi, n-am spus dați-mi calitățile lui Dumnezeu. V-am spus cine este Dumnezeu. E ca și cum dacă mă întrebați să vă prezint pe cineva din Canada, o, oh, păi e un om bogat, are mercedes, are casă mare, dar nu te-am întrebat să-mi spui despre ce are. Spunem cine este el. A, ah, păi e un om chipeș, dar nu cum arată, spunem cine este el. Asta facem noi cu Dumnezeu. Dumnezeu e peste tot, Dumnezeu e bun, Dumnezeu e hard, Dumnezeu e îndurare. Astea sunt daruri, calități care Dumnezeu le are sau le dă pentru noi. Dar, dragii mei, cine este Dumnezeu? Problema este că noi nu cunoaștem cine este Dumnezeu și din cauza că nu cunoaștem cine este Dumnezeu, ne permitem să mergem în direcții care Dumnezeu nu le dorește. Dar cu toate acestea noi credem că suntem în planul Domnului. Și mă întorc înapoi la Iosua. Dacă aseară am vorbit despre Moise și Iosua în acel parteneriat, bătrânii cu tinerii trebuie să lucreze împreună și am văzut că avem nevoie unii de alții, astăzi vorbim despre a nu schimba hotarul care Dumnezeu îl pune și să rămânem în acel hotar. De mai multe ori am observat și în cântările care le-ați cântat și în expresiile noastre întotdeauna apare Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu e de partea noastră. Dumnezeu vrea să ne dea biruință. Măriți să fie Domnul. Este Dumnezeu de partea noastră? Dragii mei, întoarceți împreună cu mine în cartea Iosua, în capitolul 5. Citeam odată acest pasaj, am meditat mult asupra lui, am primit un gând ce am avut un mesaj special de aici, pentru biserică, spunând fraților, Dumnezeu nu-i de partea noastră. O, cum e asta? Nu, dragii mei, Dumnezeu nu-i de partea noastră. Și am să vă arăt de ce. În Iosua, capitolul 5, cu versetul 13, ni se spune așa, pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare, înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă, în mână, Iosua s-a dus spre el și a zis, Ești dintre ai noștri sau dintre vrășmașii noștri? El a răspuns, Nu, ci eu sunt căpetenia oșterii Domnului și acum am venit. Observați, aici este, dacă vreți, o cristofanie. Aici este o arătare a unui înger al lui Dumnezeu, dacă vreți. Este o prezență al lui Dumnezeu acolo. Și a spune așa, ești al nostru sau din partea inamicilor? Păi Dumnezeu era pentru Israel. Dumnezeu l-a scos pe Israel. Dumnezeu era cu Israel. Îi de partea lui Israel. Și el nu a spus, da mă, eu sunt de partea voastră. O spus nu. Eu nu sunt nici de partea voastră, nici de partea lui ea. Eu sunt căpetenie oșterii Domnului. Adică, dragii mei, Dumnezeu este Dumnezeu. Dacă noi ne aliniem lângă El, ne-am pus lângă Domnul, prin definiția noastră, din perspectiva noastră, Domnul e cu noi, că e lângă noi. Dar asta înseamnă că noi ne-am pus lângă El. Dumnezeu este imutabil, adică Dumnezeu nu se schimbă. El rămâne Dumnezeu. Că rămâi tu lângă el sau te muți, Dumnezeu nu se schimbă, tot acolo rămâne. Și atunci, dacă tu te apropii din perspectiva ta, Domnul de partea că ești lângă el. Și dacă te-ai depărtat, Dumnezeu nu e de împotriva ta, tu ești departe de el. Și prin definiție nu mai ești lângă el. Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Pentru că știți ce se întâmplă, dragii mei? Toți folosim expresia Domnului de partea noastră când este campionatul mondial de fotbal, FIFA cei băieți care sunt pasionați de fotbal, știți că toate echipele spun că Dumnezeu e de partea lor? În Brazilia, în special, care sunt covârșitori pentecostali, se dau bani grei la biserici să se roage pentru ei să câștige echipa braziliană. Și merg acolo cu conceptul că Dumnezeu e de partea lor. Dar și argentinienii la au Dumnezeu de partea lor. Dar și francezii la au Dumnezeu de partea lor. Sau poate nu chiar. Fiecare la Dumnezeu de partea lor. Toți e Dumnezeu de partea lor. Și eu vă întreb, de partea cu Dumnezeu? Păi Dumnezeu rămâne Dumnezeu, El nu ia partea nimănui, El rămâne Dumnezeu. Și dacă noi ne pocăim, dacă noi ne apropiem de El, apoi Dumnezeu din perspectiva noastră de partea noastră, că e acolo cu noi, că ne-am apropiat de El, zicea Zaharia 1 cu 3, apropiați-vă de mine, zice Domnul Oștirilor, și eu mă voi apropia de voi. Prin definiție, când te apropii de cineva, amândoi deveniți aproape, că v-ați apropiat. Ei, dragii mei, observați, noi suntem chemați să stăm aproape de Domnul ca să fie Domnul de partea noastră. Altfel, sloganul ăsta îl putem folosi toți. Știți că era un om care credea că Dumnezeu e de partea lui și nu era? Pentru cei care sunteți mai tânăr, un om foarte puternic. Știți cum îl chema? Cel mai puternic om din Biblie. Hai, trivia, Bible trivia. Cine știe? Nu sunteți siguri. Domnul să ne ierte mai tare. Samson, mi oameni buni. Hai să fim așa, mai vocal, comunicăm. Mie îmi place cam familie, e ca la studiu biblic acum, seara, în ziua de azi. Discutăm la mine seara, că e 6 șase dimineață, veniți 6 dimineața încă noi. Așa că suntem împreună în părtășie, da? Samson. Omul ăsta credea că Dumnezeu e de partea lui s o inerva pe filisteni, o mers acolo, le-o dat în cap în expresia românească, Dumnezeu de partea lui. s o inerva pe un leu, l-o prins, l-o rupt în două, Dumnezeu de partea lui. Orice făcea Samson, Dumnezeu de partea lui. Știți că Dumnezeu a fost așa zis de partea lui până într-o zi? La un moment dat, Samson își dă pe față taine de unde venea lui puterea. I se tunde părul și nu că împărstea puterea, era un semn al legământului între el și Dumnezeu de naziriat. De aceea ne întoarcem înapoi. Semnele astea sunt foarte importante, care Biblia le spune. Semnul care este pentru noi dat, precum ar fi botezul în apă, un semn al legământului cu Domnul, cinea Domnului, purtarea baticului, toate astea sunt semne care Dumnezeu le folosește pentru noi. Sunt importante, dragii mei. Observați ce spune Biblia în judecător 16 cu 20. Atunci ea, Dalila, i-a zis: Filistenii sunt asupra ta, Samson, și el s-a trezit din somn și a zis. Și acum observați: voi face ca și mai înainte și mă voi scutura, adică, tradus, înseamnă Domnul de partea mea. Să o creadă Filistenii, păi, da, eu s-a Domnului, Domnul de partea mea. Și acum, uitați ultima frază, poate cea mai tristă din acele spre tineri din Biblie. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Dumnezeu nu-i departe, de dragii mei. Dumnezeu rămâne Dumnezeu mărit să fie numele. Și dacă noi ne apropiem de El, din perspectiva noastră, Domnul e de partea noastră. Și dacă ne depărtăm, Dumnezeu nu-i de partea noastră. El rămâne la principiile care El are. Aia e natura lui Dumnezeu. Poate ne sună neconvențional, poate mă credeți eretic, am spus așa ceva. Dar e biblic, dragii mei. Dumnezeu e sfânt, mărit să fie numele. Și cine se sfințește, intră în părtășie cu Dumnezeu. Și cine nu vrea să sfințească, nu poate intra în părtășie cu Dumnezeu. Putem noi cânta cât vrem, că trebuie să trăim ca să putem intra în părtășia Domnului. Ei, dragii mei, sunt între voi, zicea Pavel, unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și noi gândim că Dumnezeu e obligat să fie cu noi, să ne dea har, să ne dea putere, să ne întărească, să ne care din coace încolo, că Dumnezeu e de partea noastră. Observați că Dumnezeu vrea să fie cunoscut, să fie înțeles. Ca să cunoști pe cineva, este necesar ca cel cineva să se deschidă față de tine. Noi acum am venit la dumneavoastră în vizită în Paris, pentru prima dată. Vă mulțumim că ne-ați primit. Mulțumim fratului Cornel Petric, care ne-a plimbat din coace încolo cu mare atenție, o a avut grijă de noi, ne-a cazat, ne-a dus să mâncăm, Domnul să-l binecuvânteze. Dar am fost duși să vedem și turnul Eiffel, am fost duși pe la Arcul de Triunf, copiaș în România, într-o versiune mai românească, ne-am plimbat și noi din coace încolo un picuț. Să spunem că cineva vrea să-mi facă mie un cadou, să văd eu cu adevărat cum e în Franța, undeva specific, să mergem la un restaurant de clasă, să mâncăm ceva special. Și eu zic, mulțumesc foarte mult. Aș ajungem acolo, să ne auzi, așa mâncare în viața ta, n-ai să mănânci, atâta de bună, extraordinar, nu, scoici din luate din mare, de nu știu unde, ceva special. Și mă pun la masă acolo și mulțumesc foarte mult, mănânc pită, mănânc chiar că român, mânchiară pită, mânchiară pită și plecăm. Dar nu, mă, astea specialitățile luate, merginea de mare, gândați, și nu știu cum, astea specialități care nu mai aici se mănâncă. Și eu zic, auzi, cu tot respectul, mie asta nu-mi plac dacă îmi dădeai mămăligă, dacă îmi dădeai orice altceva să mâncam, dar din asta chiar nu-mi plac. Mă, dar numai oamenii bogați mănâncă. Păi eu nu sunt bogat, eu sărac. Lasă-mă să mănânc lucruri sărace. Da, dar astea sunt bune, de calitate. Mie nu-mi place așa ceva. Ei, observați, dar tu vrei să-mi faci un cadou. Eu apreciez gestul, sentimentul, te stimez din toată inima pentru ce vrei să faci. Dar cu tot respectul ai greșit, pentru că mie nu-mi place așa ceva. De unde aveam eu să știu că ție nu-ți place? A, dacă mă întrebai ce-mi ce place, spuneam. I un pui, i am ceva, nu știu, găină, o vacă, i am ceva, steak aia mănânc, dar din astea specializate nu sunt de mine. Ei, observați, dragii mei, ce se întâmplă. Ca cineva să fie cunoscut, va trebui să-și deschidă inima și deschizându-și inima, îi pătrunzi în tainele vieții și începi să-l cunoști. Îi place mâncarea cu tare, îi place să doarmă la ora cu tare, îi place cafeaua cu tare. Lucrurile astea le învățăm când cineva își deschide inima față de noi. Și Dumnezeu, din propria lui voință, a vrut să fie cunoscut de noi și ne-a trimis un, un manual de instrucțiuni în care învățăm ce îi place lui Dumnezeu. Asta este Sfânta Scriptură. Scopul Bibliei îi să ne descopere pe Dumnezeu, să ne arate cine suntem noi și să ne arate singura cale pentru mântuire. Domnul Iisus Hristos, afară de care nu este mântuire. Și Dumnezeu vrea ca prin Hristos să fim conformați naturii sale, să devenim tot mai mult ca El și să ne conformăm naturii divine, ca să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Asta e dorința lui Dumnezeu. Cine este mântuit și declară că e mântuit, va trebui să trăiască ca un mântuit că noi revin, ne putem pune câte etichete vreți dumneavoastră și cineva va spune în special în era noastră modernă în care suntem foarte atenți, nu cumva să mă judeci, n-ai voie să mă judeci, că cine ești tu să mă judeci pe mine dacă de unde știi tu că eu nu iubesc pe Dumnezeu? Și adevărat, zice unul, păi numai Dumnezeu ne știe inima. Și o zic că e foarte adevărat. De aceea spune în 2 Timotei 2,19... cu totuși temelia tare lui Dumnezeu să ne zguduit având pe aceasta. Dumnezeu cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Deci da, Dumnezeu cunoaște, eu nu am de să cunosc. Eu pot să te judec superficial și n-am idee ce e în inima ta. Numai Dumnezeu cunoaște. Dar mai este o a doua expresie în verset, care desiori nu punem în discuție. Și auziți, și oricine rostește numele Domnului, să se depărteze de fără de lege. Adică degeaba spui tu, eu sunt creștin, eu sunt creștin. Păi dacă ești creștin și Dumnezeu te cunoaște, ca rezultat al mântuirii tale, viața ta trebuie să se schimbe. Dacă nu se schimbă, e o mare problemă. Degeaba declari. Declarativ, oricine poate să spună orice, orice vrea. Dacă nu trăiești, îi degeaba. Ei, Dumnezeu ne-a trimis să îl cunoaștem pe el Biblia, s-a descoperit pentru noi și ca noi să rămânem în părtășie cu Domnul, Dumnezeu vrea să-l cunoaștem pe el. Acum se pune o întrebare, cine îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu? Pentru că noi acum venim o generație din urmă, mai tânără, noi încă n-am avut anumite experiențe ca alții mai în vârstă, dar avem o râvnă deosebită. Noi dorim să fim în legătură cu Domnul, împărtășie cu Domnul, să-L cunoaștem pe Domnul, să, să simțim, noi dorim asta foarte mult dar încă nu avem, dacă vreți, acea experiență cu Dumnezeu și noi avem multe idei, se întreabă întrebarea dacă toate ideile noastre sunt și biblice vis-a-vis -vis de Dumnezeu. De aceea ne spunea Biblia: Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și a bătrânilor care au trăit după Iosua și auziți, care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. În timpul acelei generații care avusese experiența cu Dumnezeu, care știau ce îi place lui Dumnezeu, care știau ce vrea Dumnezeu, care îl cunoșteau pe Domnul, în timpul vieții lor, oamenii au ascultat și au fost lângă Dumnezeu, au slujit lui Dumnezeu. În urma acestei generații, vine o altă generație, în versetul 10 tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui, au murit și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Observați problema? Nu-l cunoșteau pe Dumnezeu. Cunoșteau despre Dumnezeu, îi Dumnezeu părinților noștri, lui Avram, Isaac și Iacov, ne-a ne scos din Egipt, ne-a trecut prin Marea Roșie, am ajuns aici, cunoșteau acele detalii, dar nu-l cunoșteau pe Dumnezeu. Și din cauza că nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, au schimbat anumite lucruri ca să fie mai bine pentru ei. Știți care este cel mai mare risc al nostru în relația cu Dumnezeu, în special în era aceasta modernă? Să ne creiem un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și dorința noastră îi să ne creiem în minte un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Am întâlnit expresii precum, ăsta a murit, nu a fost cel mai pocăit, dar auzi nici cel mai rău. Apoi, n-are cum să nu-l mântuie pe el. Avea o inimă așa, era rău de gură, ferească Dumnezeu, mai avea slăbiciuni. Dar, auzi, avea o inimă așa de bună, nu cred că Dumnezeu nu l o mântuit. n cum să nu-l fi mântuit Dumnezeu. Acum, trebuie să înțeleagă Domnul că așa era și el. Ăsta a, făcut, murit în păcat, supra doză. Dar, auzi, au avut și părți bune. Nu cred că Dumnezeu nu l o mântuit pe el. Noi dorim să ne facem un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Un Dumnezeu care se conformează la ceea ce crede noi că îi place lui Dumnezeu, nu cu adevărat ce îi place lui Dumnezeu. Aici este problema noastră fundamentală. Știți că atunci când s-a făcut vițelul de aur, în momentul când Moise era pe munte, s-a spus o expresie foarte interesantă, nu știu dacă ați prins-o când ați mai citit prin Sfânta Scriptură. Noi spunem că au făcut un idol, un alt Dumnezeu, Știți de fapt care a fost scopul acelui vițel de aur pentru ei? Ei vroiau imagini a Dumnezeului lor, dar distorsionată pentru ceea ce vor ei. Observați ce spune în Exod 32 cu versetul 5. Când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat, mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. Adică, în cinstea lui Dumnezeu, zicea el. Și mai devreme ne spune, acesta este Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Ei au vrut o imagine a lui Dumnezeu. Și apoi această imagine era un Dumnezeu după chipul și asemănarea lor. Au început să danseze, să mănânce, să bea și hai la joc. Dumnezeu ăsta le permitea. Era un Dumnezeu după imaginea lor. Asta e dorința noastră un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Un Dumnezeu care să ne îngăduie pe noi așa cum suntem, așa cum vrem noi să venim și Domnul n-are numai decât decât să ne primească. Ei, vreau să vă spun, oricât de drăguți am fi noi, Dumnezeu, tot Dumnezeu rămâne. Și dacă noi nu ne pocăim, vai de noi! Cu toată drăgălășia noastră, dacă nu ne pocăim, îi vai de noi. Și acum apare problema. Bun, ce vrea Dumnezeu? De unde vom ști noi ce vrea Dumnezeu? Păi avem Sfânta Scriptură, dar pe lângă noi sunt oameni care au avut experiențe împreună cu Dumnezeu. Și oamenii ăștia, în experiențele lor, au înțeles că Dumnezeu are anumite standarde, limite, care nu pot să fie trecute. Dorința noastră îi să trecem peste limitele care Dumnezeu le pune. Dorința noastră e să rupem acele limite. De exemplu, la mine acasă, am un pic de iarbă în fața casei, apoi vine trotuarul, mai un picuț de iarbă și vine strada, asta e modelul nord-american, șoselele sunt mari, casele sunt mari, mai, mai mică, dar casele sunt mai mari, cam totul este super size în, în Nord-America, nu e nimic mic. M-am la cafele voastre așa micuțe, o cănuță nea nici deci nu am intra în ea. Până la noi o cafea e o cafea sănătoasă, e periculos dacă se mâncă la noi. Deci așa la mine acasă, nu e casă mare, dar iarbă e mare. Am un pic de iarbă, trotuarul, mai un pic de iarbă și șoseaua. Eu ca părinte am nouă copii. Îmi mulțumesc foarte mult, slavă lui Dumnezeu. Eu sunt la nouă copii. Ei, dragii mei, copiii mei nu le dau voie să se joace pe șosea. Face sens? Toți să ne dăm seama, nu face sens, nu sunt nu -s descentrat. Dacă te joci în șosea, vine mașina, te lovește, ferească Dumnezeu, avem următoare. Nu-i voie. Nu le dau voie pe, pe șosea. Dar mai ceva. Eu la copiii mei nu le dau voie nici pe trotuar să se joace. Nu, no, ăsta legalist. Ăsta chiar că e fanatic. Îs, îs fanatic. Pentru că am o frică foarte mare. Și care e frica mea? Să ne ajungă pe josia. Și atunci eu zic așa. Nu pe trotuar. Dar de ce? Că-i voie. Doar toți merg pe trotuar. Nu pe trotuar. Cât mai aproape de casă. Aici pe iarbă. Aici pe iarbă puteți juca. Și când se apropie de trotuar, mai aproape, vin înapoi. Dar sunt pe trotuar. Băi, nu pe trotuar, mai aproape de casă. De ce ești de fanatic? Pentru că frica mea e că ajung în șosea. Dar nu spui șosea, că pe trotuar. Dar observați ce se întâmplă. Într-o zi, jucându-se pe trotuar, trece o mașină pe șosea. Copilul se uite că o trecut pe șosea, nu pe trotuar. Și în mintea lui spune așa. Înseamnă că aici sunt în siguranță, nu m-a lovit, o trecut pe lângă mine, fain. Deci mă pot juca aici. După care, merge un pic mai departe și ajunge pe bucată de iarbă între trotuar și șosea. Și trece o mașină pe acolo, pe șosea. L-a lovit? Nu. Și el spune, și aici sunt în siguranță, nu m-a lovit mașina. După care, faci un pas mai departe și ajunge pe bordura dintre iarbă și șosea. Și trece mașina pe șosea și nu lovește. Că mașina pe șosea el e pe bordură. Și el spune, limita se pare că vine foarte departe. Deci nu mă lovește mașina. Fiind acum pe bordură, îi mai trebuie doar un pas și au ajuns pe șosea și în pericol. De aceea eu spun, mai aproape că e în mai multă siguranță. Știți care este problema noastră, dragii mei? Ne avem o expresie în limba română, Uh, pocăit lumesc, pocăit, pocăit. Nu există pocăiți lumești și pocăiți uh, sfinți. Pocritiți numai pocăiți, dragii mei. Dar cum adică cineva poate să fie lumesc? Este o expresie biblică a fi lumesc. În Evrei, în capitolul 12, ne spune Sfânta Scriptură despre un om din Biblie care era lumesc. Evrei 12, cu versetul 16. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca ei sau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Acum eu vă întreb, ce înseamnă să fii lumesc? Pentru că, după mintea noastră, fiecare interpretăm cuvântul lumesc altfel. Lumesc el care are pantalonii franjurați, alții spune pantalonii strâmți pe el, alții spune că nu are nici pantalon pe el. Ce înseamnă să fii lumesc? Ce înseamnă lumesc din prisma Bibliei? Cuvântul acesta lumesc în original înseamnă unul care calcă peste limită, care calcă peste prag. E ca și copilul care mama mai spune, nu-i voi acolo. Și îl vezi că se învârte în jurul lui acolo, nu-i acolo. Și mă spune, mă, nu te du acolo, că vai de tine. Și el tot mai aproape. Să nu cumva să pui mâna. Și el stă, n-am atins. N-am atins. N-am atins. Și într-o zi pune mâna. El testează să meargă cât de departe limita, până chiar primește, pac. Aia vrea să vadă el. Care-i limita? Ei, asta înseamnă un creștin lumesc. Un creștin care calcă tot mai mult limitele până de la păcat. Exact ca exemplul meu cu strada. Dacă stă mai aproape de casă, e mai în siguranță, cu cât mai departe, e mai în nesiguranță. Nu e în păcat, dar se apropie de păcat. Între el și păcat acum mai trebuie doar un pas. Și când au făcut păcasul, pasul acela o căzut în păcat. Ei, Dumnezeu vrea să ne păzească de păcat, vrea să ne dea mântuirea și de aceea uneori ni se pare nouă că bisericile noastre par parcă prea conservatoare, prea înguste, prea românești. Bine că alții sunt mai liberi, nu ca noi. Bine că alții nu trebuie să poarte nici fustă, nici batic, nici să cânte într-un fel anume, nici cu barbă, nici fără barbă, toate chestia. De ce toate astea sunt probleme, dragii mei? Pentru că cu cât mai aproape de casă, cu atât mai mult în siguranță. Este un verset în Sfânta Scriptură, în 1 în capitolul 5. Feriți-vă! De ce, dragii mei? Noi am spune, feriți-vă de ce este rău, că aia face sens, aia e în definiție. Dar Biblia nu spune aia. Feriți-vă de orice se pare rău. Adică orice umbra, orice posibilitate a răului. Mai dacă nu e sigur, nu e de la Domnul. Fratele Cristi Ionescu spunea foarte frumos, așa cum el e mai pragmatic, zicea foarte frumos, auzi, când cineva vine și mă întreabă, frate, îi păcat? să spun, da. Dar nici am pus întrebarea, da, e păcat. De deci nici n-am întrebat, e păcat. Pentru că dacă trebuie să mă întreb dacă e păcat, deja în mintea ta se pune o întrebare. Deja n-ai o siguranță. Și dacă n-ai o siguranță, ferești de orice se pare rău, e păcat. Nici nu pune în discuție. Dar poate nu era păcat. Deci, noi suntem chemați să trăim cât mai aproape de Domnul. Că degeaba vrem noi să-i dăm lui Domnul o închinare care credem noi că e plăcută Domnului, când Domnului nu-i place. Ne cheamă Domnul să-L cunoaștem pe El. Și aici ne reîntoarcem la subiectul nostru. Între noi și generația care este mai în vârstă, este o diferență, anume câțiva ani și în al doilea rând, experiențele care le-au trăit cu Dumnezeu. Nu că noi nu le trăim, nu că noi nu putem avea, dar pentru că au început un pic mai devreme, ăsta a fost harul lor, li s-au dat niște experiențe care noi încă nu le-am avut. Au experimentat în viața anumite cădere, anumite greșeli, în momentele când au greșit și au înțeles, au învățat ce-i place Domnului și ce nu-i place Domnului. Noi acum venim din urmă, plini de lan, de putere, de forță, aleluia, mărit să fie Domnul, hai înainte cu carul râvnei fără să ne dăm seama că e nevoie și de multă înțelepciune la răvna noastră. Și de aceea am zice noi, nu muta hotarul care a fost spus. Pentru că după Iosua și după bătrânii ăia, vine acum un alt neam, o altă generație, care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu-i plăcea Domnului și au slujit balii lor au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor care scosese din țara Egiptului și au mers după alți Dumnezei, dintre Dumnezeii popoarelor care îi înconjurau. S-au închinat înaintea lor și au mâniat pe Domnul. Au împrumutat de la cei din jur manifestări care au crezut că sunt plăcute lui Dumnezeu și astfel au supărat pe Dumnezeu. Au intrat în pediapsa Domnului. Și aici mă întorc. Nu mutați hotarul care Dumnezeu l-a pus. Dacă, generație tânără, nu suntem împotriva tinereții, de-aia am de la început, vă iubim, eu iubesc mult tinerii și cred, cum se spunea mai devreme, că Dumnezeu aici are între noi pentru viitorul care stă în față, în deja, în producție, în creație, dacă vreți, are proroci, păstori, misionari, lucrători, oameni deosebiți măriți să fie Domnul. Dintre voi Dumnezeu va folosi, credem asta. Dar, dragii mei, ca să rămânem pe făgașul binecuvântării, va trebui să fim încadrați în limitele care Dumnezeu le vrea. Și aș vrea să ating în această zi, pe scurt, trei domenii în care noi suntem foarte tentați să greșim și să ne depărtăm de ceea ce îi place lui Dumnezeu, trecând peste limitele care au fost impuse. În primul rând, dragii mei, vreau să vorbesc despre închinare. Și aici este un hot topic, cum zicem în domeniu foarte sensibil. Pentru că, în special, între generația mai în vârstă și cea mai tânără, este această dezbatere. S-a inventat expresia laudă și închinare. Noi avem grupe de laudă și închinare, stăm în laudă și închinare cu biserica împreună. Și aici se ramifică oarecum bisericile. Unii spun nu laudă și închinare, alții spun da laudă și închinare, unii spun numai acordion, alții spun numai chitară și fel de fel de tipare. Noi spunem ultraconservatori, ultraliberali și uite așa ne tot jucăm între noi. Eu aș vrea să privesc la închinare din prisma biblică, dragii mei, și să răspunem pe scurt la câteva lucruri. De fapt, ce vrea Dumnezeu când este vorba de închinare? Nu uitați un lucru. Expresia laudă și închinare e un pic Interesantă. Lauda înseamnă ceva și închinare înseamnă altceva, dragii mei. A te închina, în expresia originală, înseamnă a te proșterne până la pământ. În fața unui împărat te închinai, te puneai cu fa pe burtă, literalmente, te puneai până pe jos cu fața la pământ. Aia înseamnă închinare. Asta se închinare. Laudă înseamnă ofrandă, un cuvânt de aleluia adus înainte lui Dumnezeu. Acum, noi cântăm cântări de laudă și ne închinăm Domnului în multe forme. Știți că și dărnicia este o închinare în fața Lui Dumnezeu? Dacă eu vin la biserică și bag un euro, 10 o sută, o mie de euro la colectă, asta este o închinare în fața Lui Dumnezeu. Închinare, dragii mei, înseamnă rugăciune, să te proșterni înainte Lui Dumnezeu în rugăciune. Și vreau să vă spun ceva, generația tânără, tot mai mult pierde puterea rugăciunii. Asta nu o spun cu agresivitate și răutate față de voi, ci asta o spun din observația care o vedem. Tot mai mult se pierde de ceea ce înseamnă părtășia rugăciunii, dragii mei. Și o să explic în dată de ce. Pentru că a te ruga, spuneam frate foarte bine, înseamnă a recunoaște că în tot universul ăsta este un Dumnezeu și Dumnezeul ăla nu ești tu, aia înseamnă rugăciune. Adică a veni înaintea lui Dumnezeu, recunoscând că tu nu ești nimeni și el e tot și ai nevoie de el, să-ți exprimi doleanțele, dorințele, nevoile, să stai înaintea Domnului. Asta înseamnă să te rogi. Noi pierdem tot mai mult din esența și din părtășia rugăciunii. Și ca să fie mai ușor, le-am combinat împreună. Am zis laudă și închinare și în această expresie am înglobat tot ce înseamnă rugăciune, cântare, laudă, tot la altă. Ei, dragii mei, observați ce vrea Dumnezeu vis-a-vis -vis de lauda, închinarea care îi se aduce. Nu facem aici o distinție și o problemă între cântări noi și cântări vechi. Că omul bun, zicea Biblia, scoate și lucruri vechi și lucruri noi din visteria inimii Lui. Pentru că și cântările vechi au fost noi cândva. Noi ne întoarcem înapoi la esență, de unde pornește, de unde vine. Și ce vreau să vă spun, generația asta care venia după Iosua au început să împrumute tot mai mult, să copieze Dumnezeii din țările în care erau. Și au uitat pe Domnul Dumnezeul lor, au uitat de standardul care bătrânii aia, ciudați care au venit cu Iosua, l-au impus. Li se părea că era prea limitat, de deci, ce limită? Pentru că bătrânii ăia cu Iosua l-au văzut pe Moise, l-au cunoscut pe Moise, au fost în pustiu când Dumnezeu, din cauza unei singure cârtiri, i-a omorât pe capete, că sfânt Dumnezeu, mărit să fie numele. Și dacă noi ne jucăm cu sfințenia Lui, Dumnezeu nu se joacă. Ei, dragii mei, observați ce se întâmplă la capitolul laudă și închinare. Există un pericol foarte mare în era noastră modernă de vulnerabilitate emoțională. Și multe din mișcările acestea contemporane creștine aduc o manipulare pe bază emoțională. Eu acum vin din Nord America, sunt de 21 de ani în Canada, am fost și în America, am participat la multe întâlniri, am studiat și cu atenție ceea ce se întâmplă în spațiul nostru evanghelic. Și vreau să vă spun, dragii mei, că este tot mai observabil acest domeniu de manipulare emoțională prin cântare. Aici apare problema și aici apare frica generației care venea mai devreme. V-am spus mai, mai, devreme că m-am bucurat foarte mult de închinarea noastră acum înaintea lui Dumnezeu, lauda care am adus-o cu biserica, dacă veți, congregațional, în care noi am cântat lui Dumnezeu, am declarat din toată inima în refrenul cântării, că dacă trăim, pentru Domnul trăim, dacă murim, pentru Domnul murim și fie că trăim, fie că murim, noi suntem mai Domnului. Am declarat din toată inima cu bucurie și toți am cântat, i-am adus lauda lui Dumnezeu. Scopul cântărilor, dragii mei, era să învețe pe oameni mai ușor doctrina despre Dumnezeu. De aceea noi am inventat cântări prin care să învățăm copiii anumite lucruri. În limba engleză este cântarea ABC, și avem noi așa A, B, C, D, E, F, G și ai învățat alfabetul pe baza unei cântări, că e mai ușor. Uh, fratele Gabi Gorcea, dar Speranța este în biserica noastră, membru. Și Speranța compusese cântarea aceea cu ani în urmă, despre roada Duhului Sfânt. Dragostea, bucuria, pacea, bunătatea și răbdarea Sfinților. E cel mai ușor să înveți roada Duhului Sfânt dacă o cânți. Că dacă o e așa, dragoste, bucurie, pace, uh, era pace sau era? Nu. Uh, Pace, pace. E, pentru că dacă o ei să o memorezi, e mai greu. Când o cântă așa ritmic, parcă și cu melodie și cu rimă, ții mai ușor. De aceea, noi în cântare învățăm despre Dumnezeu. Ei, dragii mei, ceea ce se întâmplă la ora actuală, în, spe în special în spațiul nord-american, hai mai bine spus, în spațiul american evanghelic, este o distorsionare a Evangheliei lui Dumnezeu. Și mă argumentez. Și aceasta se exportează în afara Americii prin cântare. Și vreau să vă spun, de bine, pentru că generația nouă care vine, rupându-se de generația mai dinaintea lor, au adoptat un model mai nou, mai relevant, mai dinamic, mai plăcut de închinare. Că bătrânii, e fanatici, habar n-au. Asta e închinare relevantă. Și copiind ceva am împrumutat ca și din vremea lui Iosua lucruri despre care noi n-am învățat și nu le știm. De exemplu, este o mișcare nouă acum în America, a ajuns să infiltreze chiar și în România și în spațiul evanghelic penticostal de a, din toată lumea, numită noua mișcare apostolică, noua reformă apostolică. Această mișcare îl prezintă pe Dumnezeu într-o măsură în care Biblia nici unde nu îl prezintă. Ca de exemplu îi spun așa, Dumnezeu este în cer, dar este încătușat. El nu poate să facă nimic. Doar când eu mă rog, atunci eu îi dau voie lui Dumnezeu ca el să intervină. De fapt, rugăciunea mea este permisiune umană pentru intervenție divină. Asta sunt literalmente cuvintele lor. Asta e blasfemie pură. Că atunci când era cu potopul, nu s-a rugat nimeni. Și Dumnezeu o judecat pământul, că e Dumnezeu, dragii mei, face ce vrea. Ei, în această mentalitate, omul este, de fapt, un mini-Dumnezeu. Ei zic așa, dacă Dumnezeu a făcut toate animalele după soiurile lor și atunci câinile naște câine, mâța naște mâță, elefantul naște elefant și noi am fost făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, de fapt, noi suntem Dumnezeu. Și prin urmare, noi ne naștem Dumnezei un Dumnezeu mai mic, dar noi suntem Dumnezeu. Măcar că de fapt poruncă, dacă vreți, ispita primordială asta a fost. Veți fi ca Dumnezeu, asta vrea diavolul să se facă să creadă pe oameni. Noi nu suntem Dumnezeu, dragii mei. Noi suntem creația lui Dumnezeu și prin har ne-a dat voie să ne facem părtași naturii divine prin naștere din nou, ne duce în rai. Dar Dumnezeu e Dumnezeu și noi suntem noi, dragii mei. Ei, această nouă mișcare distorsionează toate doctrinele creștine. Iisus Hristos, de fapt, a fost un simplu om. El a fost Dumnezeu. A fost un simplu om care, sub puterea lui Dumnezeu a Duhului Sfânt, a făcut minuni nemaipomenite. Asta învață ei. Și ca unul care am studiat cu atenție, vă spun că așa este, dragii mei. Recent, până și la ITP în București, s-a dezbătut această problemă și a fost un simpozion în care frații care voi cunoaște, frate Nelubrie care conduce, a avut o intervenție specifică despre această problemă. O observăm tot mai des în mișcările noastre. Aceasta este mișcarea care a inventat expresia proclamăm, declarăm. Știți de ce? Pentru că în doctrina lor îi spun așa, în momentul când tu vorbești, cuvintele tale care le spui au echivalență cu cuvântul lui Dumnezeu de la creație. Când Dumnezeu a zis în geneza să fie lumină, a fost lumină. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu are putere. Dar îi spun așa, nu Dumnezeu a făcut. Dumnezeu însuși a avut credință în cuvintele lui și crezând în ceea ce a spus, a făcut. Revin, blasfemie pură. Și ei spun așa, când tu de fapt proclami, când tu spui, ia ființă pentru că cuvântul tău este egal, echivalent cu cuvântul lui Dumnezeu. Ei, toate aceste lucruri tare ciudate sunt infuzionate în aceste cântări creștine contemporane noi, care noi cu mare bucurie le traducem, le actualizăm, le adaptăm și le cântăm în adunare. Și ca să vedeți pericolul, Bill Johnson, de la Biserica Bethel din California, care este, dacă vreți, imaginea acestei noi mișcări, care a produs multe cântări, mișcarea lor, inclusiv uh, Jesus Culture și Bethel Music, spunea în felul acesta. Noi vrem să luăm această cultură a bisericii noastre, cultura trezirii, așa numită de ei, și să o exportăm în lume prin cântările care noi le facem. Aici apare frica generației care vine înaintea voastră, dragii mei. Pentru că generația asta mai devreme a avut experiențe cu Dumnezeu și de seară vom argumenta cazuri concrete să vedeți cât de real este Dumnezeu în lucrurile care face printre oameni. Generația asta mai devreme l-a întâlnit pe Dumnezeu, l-a cunoscut pe Dumnezeu, l-a văzut pe Dumnezeu lucrând și a învățat limitele care Dumnezeu le impune. Vine generația nouă, adaptează un model americanizat și noi spunem, asta este închinare relevantă. Noi ne simțim bine, nouă ne place, că și Samson a spus, ia mi că îmi place. Dar nu-i voie, că nu-i din poporul tău. Ia mi că îmi place. Și dacă mie îmi place, aia e tot ce contează. Asta se întâmplă, dragii mei, în mișcarea modernă a tinerilor în spațiul nostru evanghelic. Și pentru că dă bine, pentru că ne simțim bine, din cauza aceea ne permitem să schimbăm. Și-au adaptat după Dumnezei țărilor în care ei trăiau. Știți unde este problema cu această mișcare modernă? A distorsionat ceea ce înseamnă respectul și reverența în fața lui Dumnezeu. Declarativ noi cântăm despre Domnul, dar noi pierdem esența și puterea cu Dumnezeu. Și am să vă dau un exemplu din Scriptură. Vă citesc acum doar un verset la început. În Amos, în capitolul 6, cu versetul 5. Măi, parcă ăsta a fost scris pentru ziua noastră. Aiurează în sunetul lăutei, secret discusiți ca David în instrumente de muzică. Exact asta este acea euforie muzicală prin mișcarea asta modernă în care ai pur și simplu, intră într-un fel de delil din cauza muzicii și ei se cred că sca și David, prorocul, când intra pe instrumente. Aici este problema, dragii mei. Revin, nu vorbesc despre cântări noi și cântări vechi. Cântarea care am în această zi împreună și dacă trăim pentru Domnul trăim, este o cântare relativ nouă, nu este veche. Și este o cântare biblic inspirată, frumoasă, care putem cânta. Nimeni nu face nici partajare între o cântare nouă și veche, ci venim la sursa de unde vine cântarea, inspirația care o condus-o și ce vrea să facă. Scopul cântărilor noastre îi să-L preamărească pe Dumnezeu. Ei, noi, în acest context modern, dorim să ne închinăm dinamic-corelevant. Și ca să fie relevanță, dinamism în cântarea noastră, ne bucurăm de instrumentația care vine, repetăm aceleași expresii în cântarea noastră, și deodată vezi că începe tânărul să ridice mâinile sus, începe să plângă, încă unii încep să se roage, eu îl simt, asta e Duhul Sfânt, Duhul Sfânt e aici. Și dacă e unul care știe și bine să motiveze, aici e Duhul Sfânt, te iubește, te cheamă, aici cu tine, începe să plângă, îl vezi că e plin de euforie, dar de fapt în spate este doar o mișcare emoțională. Știți cum știm? Și iertați mă îndrăzneala, că acum sunt foarte direct cu noastră. Pentru că în momentul când se oprește muzica, se oprește harul. În momentul când s-a oprit muzica, parcă s-o la curentul. Și am fost de față. Am fost chemat într-o biserică pentru stăruință după Duhul Sfânt. Eram împreună cu fratele Vasile Hozan. Am fost la multe stăruințe. Stăruința e grea, dragii mei, e frumoasă, dar e foarte grea. Stăruința înseamnă să insiști în rugăciune până transpir ca Domnul să boteze cu Duhul Sfânt. Și am văzut botezul cu Duhul Sfânt mărit fie numele Domnului, că Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt. Această biserică a început să intre în pregătiri de stăruință. Eram prezent și au spus, acum cântăm câteva cântări, după aceea ne pregătim să intrăm în stăruință. Au început câteva cântări de laudă și închinare, cum zicem noi, o trupă în față cântau. Deodată în timpul acestei cântări, manifestări, Cineva în spate a început să se roage în alte limbi. Un bărbat din coace striga, o femeie a început să plângă, cinci cântau. Era așa parcă un haos în adunare. A mai continuat pe fondul muzical un picuț cel care cânta la pian și în momentul când s-a oprit muzica, ca și cum s-ar fi luat curentul din biserică, pe loc s-a oprit și vorbirea în limbi și cântarea, tot s-a oprit, tot. S-a oprit complet. Și eu mă întreb, dacă o coborât Duhul Sfânt între noi și își manifestă prezența, oare se oprește părtășia? Eu am fost la stăruință după Duhul Sfânt, dragii mei, când o singură rugăciune o durat trei ore neîntrerupt. Și la trei ore noi am oprit rugăciunea, pentru că cum suntem, Doamne, iartă -ne. Pentru că eram deja noi obosiți. i am oprit ca să luăm o pauză, să mai continuăm discuția. Nu se mai opreau din rugăciune tinerii. Asta înseamnă acolo coborât Duhul Sfânt. Nu muzică, nu fond muzical, nimic doar rugăciune. Și în timpul rugăciunii, botez cu Duhul Sfânt, mărturisiri de păcate, am început anumit, tine spune, am avut vedenii, am, am avut o cunoștință, nu știu cum e dar mi-a venit ceva în minte. Și discutând, mergând pe linie, era clar că Dumnezeu lucra. Și după trei ore nu se oprea rugăciunea. Asta înseamnă când coboară Duhul Sfânt. Dar noi am schimbat aceasta sub euforia unor mișcări de cântare. Am participat și am organizat personal tabele tineret, iubesc mult tinerii și mă bucur pentru un moment în care putem vorbi specializat pentru tineri. Am observat același fenomen. Când se termină predica, și mai ales câte un predicator, când predică, când e la închiere, face așa cu mâna la ăsta care cântă, aici, el începe să bată la pian și atunci intră parte emoțională. Și vezi că începe să vină în față. Era la o biserică, unul predica și la închiere face o chemare. Și spune, e va ia cum te cheamă Domnul, vino în față, vino în față. Și nu îi spune, nu ieșa nimeni, nu îi spune, băi, ieși în față. Și eu am ieșit ieri, mai așa să mă, mai dă-te la Dumnezeu. Uh, numai să facem un pic de show, să iasă oamenii în față. Păi dacă Dumnezeu cheamă, n-ai nevoie de show, că Dumnezeu convinge, că e Dumnezeu, dragii mei. Dar noi cumva, ca să nu rămânem de râs, Facem noi, falsificăm, creiem noi o atmosferă. Și știți ce am observat de-a lungul anilor, dragii mei? Aceiași tineri care s-au dedicat lui Dumnezeu la tabără, s-au rededicat în fiecare an la aceleași cântări. Mă, eu mă întreb dacă Dumnezeu te-a sfințit, te-a chemat, te-a mântuit, te-a pocăit, te botezat în apă, te-a botezat cu Duhul Sfânt. Mă, cum de tot tu ai nevoie de repocăință, de reîntoarcere la Domnul? Eu cred că sfințirea durează toată viața. Noi ne tot pocăim, ne mărturisim, rămânem cu Dumnezeu. Dar, dragii mei, ascultați-mă bine Apoi tu ești la chemare ca și cum ești ultimul păcătos, când tu ieri ai fost la stăruință, ai vedenii, dar tu ce faci, dragul meu? Sau de fapt, în viața ta nici măcar nu s-a cristalizat nașterea din nou și de aceea tot trebuie să te repredai. Este o mișcare care este strict emoțională. Și vreau să vă spun că eram la o tabără și când am terminat mesajul am spus, vorbim despre Duhul Sfânt. În seara asta am să vă arăt că Dumnezeu, N-are nevoie de show nostru ca să facă atmosferă. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, face atmosferă El. Era, cum să voi acum, liniștiți, tăcuți, am terminat, ne-am ridicat în picioare, am spus, acum intrăm în rugăciune. Nu cântă nimeni la nimic, numai ne rugăm și Duhul Sfânt s-o coboare El. Deodată am intrat în rugăciune, au început să încingă rugăciunea, au început să plângă tineri, au început să vină în față, să ne rugăm pentru ei. N-am chemat pe nimeni, eu venit la sine. Așa de mult au venit la un moment dat, că nu mai era loc, de pe, prin mijloc, pe lângă, toți sunt au și ne băgam printre ei să ne rugăm și după o oră și ceva, încă eram în rugăciune. Fără emoțional, fără muzică, fără chitară, fără orgă, fără acordeon, fără nimica. Că Dumnezeu dă har, măriți-i fie numele. Dragii mei, nu sunt împotriva închinării, nu sunt împotriva cântării și noi avem echipă care conduce Biserica în închinare. Dar să nu schimbăm standardul lui Dumnezeu pentru închinare. Și dacă vrei să te închin Domnului, Dumnezeu până se uită, dragii mei, la ceea ce, ce cânți tu, se uită la cine ești. Tu, cât era mic, n-am înțeles de ce Dumnezeu a primit șerfa lui Abel și nu a lui Cain. Era Biblia de copii cu desene și era focul așa lui Cain care mergea pe lângă. Mă, de ce? M-am gândit eu, mă, ăsta i-a dus roșii la Dumnezeu, de aia nu a plăcut la Dumnezeu. Abel a lăsat un ied și a lăsat roșii. Dumnezeu a vrut altceva. Mă, de ce nu i-a plăcut lui Dumnezeu șerfa lui Cain? Am crescut mai mare și tot recitind, recitind, am înțeles că acolo este din Italiul, care noi citim așa foarte repede peste El. Citiți cu atenție Biblia. Dumnezeu a privit la ce, dragii mei? Dumnezeu a privit la Cain și la Jerfa lui și la Abel și la Jerfa lui. Prima oară Dumnezeu se uită la tine și, după aia, se uită Dumnezeu la Jerfa care o aduci. Prima dată Dumnezeu vrea pe tine să te vadă cine ești, ce faci, ce ai în inimă. După aia, se uită și la Jerfa. Care o Observați în 2 Samuel, capitolul 6. David vrea să aducă chivotul la el acasă. Și când vine chivotul împreună cu David, se face așa o atmosferă încât David pur și simplu începe să danseze. Acolo era cu adevărat laudă și închinare. Se cânta, David se mișca, ăștia băteau din timpane, cântare, laudă, era chivotul Domnului măriță, prezența lui Dumnezeu. În contextul acesta, Chibutul începe să se încline în carul în care a fost pus și unul din preoți, Uza, care era dedicat pentru slujire, sare repede să-l oprească să nu cadă. Ce se întâmplă cu Uza? L-a rupt Dumnezeu în două pe loc. L-a omorât pe loc. Mai toată atmosfera aia de bucurie, șt, pe loc s-a încheiat. Dar de ce? De ce Dumnezeu s-a pe Uza? O făcut un lucru bun. O vrut să ajute iubea pe Domnul. De ce l-a trăznit Dumnezeu? Pentru că în lege scria, când vrei să iei chivotul de undeva, cum trebuie să fie transportat? Portat pe umeri și nu de oricine, de o clasă specială din familia leviților. Nu oricine putea să pună mâna pe chivotul Domnului. Dar ei, fiind mai relevanți, că cine mai merge cu au chivotul pe umăr? Acum s-au inventat mașini. Acum avem car, avem boi, avem cine boi, avem roți. Hai, hai, slavă Domnului! Punem, încă mai siguranță, că pe umeri, știi, mai, mai slăbești, mai cade, alunecă, ferească Dumnezeu, e mai bine. Uite, îl punem aici în car, va fi mai în siguranță. Punem și un geam pe lângă el să nu-l atingă nimeni, să fie cu adevărat bine. Au schimbat detaliile vis-a-vis -vis de închinare care Dumnezeu le-a pus, nu ei. Și pentru că au schimbat detaliile, Dumnezeu a omorât un om pentru păcatul lui. Dragii mei, Dumnezeu e un Dumnezeu a detaliilor. Citiți Sfânta Scriptură, veți câte detalii scrie Dumnezeu în Levitic, în Numer, în Deuteronom și o mă întreb, pentru ce detalii? Că oricum nu suntem acum în har. Asta ca să înțelegem noi că Dumnezeu e un Dumnezeu a detaliilor și nu se joacă cu detaliile, dragii mei. Și dacă tu vrei să actualizezi închinarea, nu uita, nu tu ai creat-o, Dumnezeu vrea să ne închinăm înaintea Lui și El stabilește cum să ne închinăm. Știți care e rezultatul acestei mișcări? În versetul 12 ne spune, au venit și au spus împăratului David, Domnul a binecuvântat casa lui Obede Domn și tot ce avea din pricina chivotului lui Dumnezeu. Atunci David a pornit și a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obede Domn în cetatea lui David în mijlocul veseliei. Când cei ce duceau chivotul Domnului au făcut șase pași, au jertfit un bou și un vițel gras. Așa s-o speria decât de cât de sfânt Dumnezeu, încât nici nu a mai putut să de pe drum. L-au ridicat, au făcut șase pași. O stai un pic, cu dacă ne mai trezi iar Dumnezeu, dacă se supără Domnul, hai jos, o zi de post, pocăință și după aia pornim apoi la cântare. Nu cumva să supărăm pe Dumnezeu. Dragii mei, închinați-vă Domnului în duș și în adevăr. Hai. Căutați ca Duhul Sfânt să vă umple, să conducă El în chinarea noastră. Și atunci, cu adevărat, rugăciunea devine rugăciune cu foc. Atunci te roci cu lacrimi. Atunci cântarea și atinge scopul, îți deschide inima, îl atingi prezența lui Dumnezeu, îl simți pe Domnul aici împreună cu tine. Aia înseamnă o închinare condusă de Duhul Sfânt. Și cât privește sursa cântărilor, mare atenție la cântări de unde vin, cine le scrie și cine le compune. Știți că Duhul Sfânt știe să dea cântări? Hai să vă întreb, uh, cântarea, e mai veche ea, dar e bună și frumoasă. gaz în lumea de chin și dureri, eu merg cântând pe cale. Știți cântarea aceea? ridicați mi la sus care știți cântarea aceea. Te cânte, ador, te slăvesc, te măresc, și spun tuturora ce multe iubesc. Din zor până în seară te laud mereu, trăiască Domnul. Cine o copus cântarea aceea? Știți careva? Cine o scris cântarea aceea? mă gândesc că era un compozitor într-o zi, așa o simțit, așa un fior, o ieșit afară, se uita la păsărele cum cântau, după ce și o băut dimineața și așa sub influența acelei măistăți a lui Dumnezeu, a început să compună, trăiască domn, așa e oare? Era o femeie pe nume Sora Poșa, mai micuță de statură, dar o femeie care avea o voce de privighetoare, foarte frumoasă. Femeia aceasta era căsătorită cu un bărbat foarte rău, era din vremea vechi comunistă, securist, nu milițian, nu o lăsa să meargă la biserică, o persecuta. Și într-o zi de Paști, când se meargă și ea la adunare, bărbatul îi spune așa, astăzi n-ai voie să ieși din casă. Astăzi stai în pijamale, în pat. Dacă ieși afară din casă, te omor. Și era în stare să o facă, era milițian. Eu mă duc la bar împreună cu prietenii și mă întorc să te verific. Dacă cum ai plecat de acasă, eu te omor ia s-a pus în pace să facă. El a plecat și au început să plângă. Doamne Iisus, se privește la mine, îndură-te, Doamne, vezi că nu poți să mergi la biserică. Plânge, se roagă. După un timp, el vine înapoi acasă. Unde ești? Sunt aici. Stai acolo, mă duc iară. Dacă mă întorci și nu ești, o mor. Și pleacă. În timpul ai doilea se de rugăciune, în timp ce ea plângea, deodată coboară Duhul Sfânt și îi dă cântarea aceasta din partea lui cu tot, cu cuvinte și cu melodie. Și începe ea. Păi gaz în lumea de chin și dureri, eu merg cântând pe cale. El era un bărbat foarte mare, ea foarte mică, de aceea spune un vers, dușmanul e tare, dar eu sunt prea mic, dar Domnul îmi dă putere. Și scrie cântarea aceasta, o cântă, o primește de la Duhul Sfânt și el se întoarce înapoi și spune, ai văzut că n-ai murit dacă n-ai fost la pocăiții tăi? La care ea îi spune, dacă nu mai ai lăsat să merg eu la Dunare, o venit Dumnezeu la mine și m-a învățat o cântare. Chiar? Ia cântăm -mi și mie cântarea. Și cu vocea ei frumoasă începe să cânte. Te cânt, te ador, te slăvesc, te măresc și spun tuturor ce mult te iubesc. Și după ce cântă ia cântarea, soțul ei spune, îmbracă și vreau să vin cu tine la biserică. Cântarea aceea i-a schimbat inima acestui bărbat. Dragii mei, nu vreau să înțelegem că orice cântare veche e numai de la Dumnezeu și orice cântare nouă nu e la Domnul. Ci să înțelegeți că Dumnezeu inspiră oameni și de cântări. Sunt cântări noi care au fost primite din partea Duhului Sfânt în momente de cercetare cu Domnul. Dar feriți-vă de cântări care au un singur scop, să manipuleze emoțional, să simțim harul și când pleacă cântarea, pleacă și harul, pleacă și părtășia și nici viața nu-i schimbată. Și mai ales când în ele se pun doctrine care sunt nebiblice. Domnul să ne păzească de aceasta. O închinare schimbată prin prisma unei generații care nu-L cunoștea pe Dumnezeu și limitele Domnului. Mai este o problemă, dragii mei, anume a tinerilor care cred că este o modalitate în care Dumnezeu vrea să ne închinăm într-un mod mai relevant în Biserica lui Dumnezeu, să ne prezentăm într-un mod mai relevant. Cauzi, Dumnezeu se uită oricum numai la inimă, nu contează ce e în afară, contează ceea ce este în inimă. Adică cum te îmbraci tu, cum te prezinți tu, asta e egal cu zero. Dumnezeu se uită strict numai la inima ta. Și e adevărat că Dumnezeu se uită la inimă. Dar vreau să vă spun, de unde ies toate apetitele noastre? Nu din inimă? Că din inimă ies prea curviile, curviile, furtișagurile, gândurile rele, de acolo ies din inimă. Adică tu ești în exterior ceea ce ești în interior. Știți că acest gând de a rupe orice standard al lui Dumnezeu, nu vine din Sfânta Scriptură? Aici noi suntem în casa lui Dumnezeu. La mine acasă, eu îmi pun picioarele de masă dacă vreau, că e casa mea și -o fac ce vreau. Pot să stau pe masă, sub masă, unde vreau eu, nu că e casa mea. Dacă când mă duc la casa altuia, știți că de atent stau? mai că și nu respir, așa încet, tot la doua respirație, să nu cumva să murdere, să supăr, să, dacă îmi pune să mănânc și firmitura aia de pe masă, nu cumva să vi rămână în urmea mea în mizerie, că smusafir musafir în casa altuia, ca așa e politicos să facem. Păi când noi intrăm aici împreună, asta e casa lui Dumnezeu, dragii mei, asta nu e casa mea, asta nu e camera ta, asta e casa Domnului și în casa Domnului te porți cum vrea Dumnezeu. Pavel spune în 1 Timotei, capitolul 3, dacă întârzi la tine să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu. În casa lui Dumnezeu nu te porți cum vrei tu, te porți așa cum vrea Domnul. Știți cine știe ce vrea Domnul? Generația care a avut experiențe împreună cu ei. Unei familii spune Dumnezeu, hai la casa Domnului, hai la Betel. Și pleacă Iacov cu copiii lui la Betel. Știți cine fusese mai devreme la Betel? Iacov copiii nu fuseseră. Și când pleacă la Betel, în Geneza 35, ce spune Iacov familiei sale? Hai să mergem la Betel, ne băgăm în mașină, voi e bună, luăm un McDonald's, un Starbucks și la casa Domnului, slăviți să fie Domnul. Ce spune Iacov când pleacă la casa Domnului? Schimbați-vă hainele, scoateți cerceii, curățați-vă și spălați-vă, noi mergem în casa lui Dumnezeu. Mă, de ce nu au spus Iuda? cum e la casa lui Dumnezeu. Ce nu au spus Ruben, Isahar, Levi, ceilalți, că doar și ei erau lui Iacov. Pentru că ei nu fusese la Betel. Cel care fusese la Betel era Iacov, tatăl lor. De aceea generația mai în vârstă are datoria și responsabilitatea să ne tragă de mânică. Vezi că nu te îmbrăca cum trebuie. Vezi că la Domnul nu-i place să fie așa. Auzi, pune un pe cap că mi-l adunare, că Biblia cere femeia să aibă capul acoperit. Nu suntem fanatici, nu suntem legaliști, suntem biblici, dragii mei, că asta cere Biblia. Și în locul acesta coboară Duhul Sfânt. Noi trebuie să-L onorăm pe Dumnezeu în tot ceea ce facem. Generația tânără vrea să rupă standardul care Dumnezeu l-a pus. De aceea nu schimbați hotarul generația care a venit după Iosua nu-L mai cunoștea pe Domnul și pentru că nu L-au cunoscut și-au permis să schimbe standardul Lui Dumnezeu și în închinare și în comportament păi din modelul american să vii la biserică, nu mai trebuie atâta piozitate și frică, și mă, la casa lui Dumnezeu. De aceea s-au făcut cafenele în holul bisericii, îți iei o cafea, intri cu șapca în sanctuar, îți pui picioarele pe bancă liniștit și cu cafea, eu am văzut cu ochii mei așa ceva, și cu cafea în mână, acum se devolă cu prietenii tăi. Și dacă începe programul, bă, scurt, că mai avem și alte lucruri de făcut, nu ne chinui cu detalii, cu... Noi vrem să ceva motivațional. De aceea, dacă vă uitați, jumate de oră, 45 de minute, îi laudă și închinare. Nu se pleacă nimeni pe genunchi, nu se roagă nimeni, ci se cântă, se cântă, se cântă, unul se roagă, mai se cântă, se cântă, după care o mesea scurt și la subiect, doar cu motivație să ne simțim bine și plecăm acasă. Dragii mei, aceste schimbări, pentru că noi nu știm cine este Dumnezeu, îi sfânt Dumnezeu, dragii mei, să nu ne jucăm cu sfințenia lui Dumnezeu. Generația care vine, va trebui să înțeleagă că Dumnezeu ăsta sfânt are un standard care nu și-l încalcă. Și schimbările care noi le facem sunt din cauză că ne-am creat în minte un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Nu-l pe Dumnezeul adevărat al Bibliei. Și dacă nu știți ce vrea Domnului, atunci priviți în Scriptură și vorbiți cu frații care au avut experiențe împreună cu El. Dacă Domnul ne ajută, de seară vom discuta de ce acești oameni ar merita ca noi să-i ascultăm și să privim la ei. Ce a parafat mărturia lor ca noi să avem încredere că ăștia chiar vorbesc din partea lui Dumnezeu? Până atunci să rămânem pocăiți, să rămânem cuminți, să rămânem sub autoritatea lor, să-i respectăm ca atare, ca și noi să primim har să creștem și cu Dumnezeu să trasăm drumul pentru generația care vine în ziua de mâine. Doamne ajută! Amin!